Să vom face păinică, nu cu păină de hrișcă, cu hrișcă. Și aici avem 500 de grame de hrișcă măcinată. Și apoi vom pune semințe de in, 30 de grame. 30 de grame de semințe de in. 30 de grame de semințe de susan alb. 30 de grame de semințe de floarea soarelui. 30 de grame de semințe de quinoa și 30 de grame de semințe de chia. Apă. Aici avem 500 de grame. O să vedem cât o să ne intre. 5 grame de sare și 20 de grame de drojdie proaspătă. Și vom pune puțină apă într-un bol. Vom adăuga drojdia noastră să se topească. Așa. Și o dăm așa deoparte. Apoi, semințele noastre le vom pune într-un bol. Înainte vom lua câte puțin din fiecare, așa ca să punem deasupra pe pâine. Câte puțin, așa. Ia uitați, și le amestecăm. Așa, vedeți? Câte puțin, așa, am luat din fiecare. Și acum, și dăm deoparte. Vom pune semințele toate aici. De floarea soarelui, de susan, de in, quinoa și chia. Așa. Și acum vom adăuga apă cât să le acoperim încet, încet. Atât. Vedeți? Așa. Nu am adăugat multă cât să stea. Și le dăm deoparte pentru 30 de minute. Le acoperim. Așa, lăsăm 30 de minute cât să se să absorbă apa și să se topească drojdia. Și apoi o să începem să facem așa, vom amesteca drojdia ca să se topească. Așa, drojdia s-a topit. Ia să vedem semințele. Au trecut 10 minute. Așa, vedeți că a absorbit apa, am să mai adaug, au trecut circa 10 minute, am să mai adaug încă puțină. Așa. Să amestecăm. Le amestecăm așa bine. Deci ele vor sta jumătate de oră să absorbă. Așa, uitați. Mai întâi am adăugat puțină, puțină. Așa, am lăsat circa 10 minute. Și dacă am văzut că a absorbit toată apa, am mai adăugat puțină. Așa. Vedeți? Așa, am să mai adaug încă puțină, puțină, puțină. Ca să se umple. Atât. Și amestecăm. Iată.
Așa. Și acoperim din nou și lăsăm alte 10 minute. Așa. Vedeți, am pus cam jumătate de apă. Deci am avut 500 aici. Aici avem drojdia noastră. Am să dau așa deoparte. Aici avem făina. Am să fac așa un loc ușor în mijloc. Și am să adaug drojdia. Aici în mijloc. Așa. Toată drojdie de aici. Așa. Dăm deoparte. Și lăsăm așa să se activeze drojdia. Putem adăuga și puțin zahăr. Ia uitați, puțin așa zahăr cu mânuța, așa în mijloc, ca să se activeze. Așa. Așa, vom acoperim. Și vom aștepta. Vom acoperi cu folie alimentară. Și vom aștepta până semințele absorbă toată apa, circa 10-15 minute maxim. Așa. Și să se activeze puțin drojdia. Așa, ia uitați. Vedeți? Absorbit toată apa. Aici drojdia se vede că s-a activat. Am luat câteva cu mânuța din semințe din fiecare și am pus aici deoparte. O să luăm cu lingura și din făină să punem deoparte. O să ne trebuiască la sfârșit. Așa. Și o să lăsăm așa două linguri și le dăm aici deoparte. Aici o să adăugăm sarea noastră roată împrejur. Așa. Așa. Vom adăuga puțină apă. Și începem să amestecăm. Așa. Vom adăuga și semințele. Le adăugăm pe toate. Și acum vedem dacă de câtă apă mai avem nevoie. Așa. Și amestecăm bine, bine. Puteți face și la robot această operație de fermentare. Așa. Voi mai adăuga puțină apă. Deci mi-au intrat circa 500 de apă. 500 de mililitri.
Acum amestecăm bine, bine totul. Așa. Am să mai adaug încă puțină apă, că mai trebuie, vedeți? Făina încă nu este absorbită, puțin, am mai adus puțin. Așa, și amestecăm. Amestecăm totul bine, 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 bine. Adăugăm încă puțină. Așa. Deci ne-a intrat circa 550 de grame de apă. Și amestecăm bine totul. Apoi o să acoperim și o să lăsăm la crescut. Consistența. Așa. Și acum amestecăm bine, bine totul. Așa, am amestecat bine. Acum acoperim. Așa. Acoperim bine, bine, bine. Și lăsăm să se odihnească. Așa. Acoperim. Așa. Și dăm deoparte. Așa, să dau deoparte. Aici am să pun făina mea de clișcă. Ia uitați-o. Așa. Și o să punem aluatul nostru peste. Și apoi o să-l punem în tavă. Pun așa aici. Și aici avem aluatul de la câinica noastră. Ia să vedem că este mărcuț. Așa.
trebuit să-mi fie lăsat mai multă făină, dar o să punem așa în tavă și o să dăm la cuptor. Ia uitați-o. Eu am să pun așa pe parte. Așa. Acum voi pune aceste semințe pe deasupra. Eu, pentru că le fac în direct cu voi, n-am mai așteptat. Așa. Dar aluatul așa trebuie să fie moale. Așa. Și acestea le punem așa pe deasupra. Așa. Așa. O vom da la cuptor. Eu am să-mi deschid și cuptorul. Dacă doriți, o voi puteți lăsa puțin la crescut sau o puneți într-o tavă. Și eu o să dăm la cuptor. Așa. Ia uitați cum arată cu semințe pâinica. Așa arată. Să mâncăm o bucătică. E bună. Cu toate semințele în ea. Pâinică, pâinică. Ia uitați-o. Încă este caldă. Așa, este diferită de pâinea normală făcută cu... Pentru că mi-a plăcut. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă pup. Și vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc din suflet. Vă pup, la revedere, o după amiază plăcută. La revedere și mulți, mulți, mulți pupici. Pupici, pupici. La tuturor, pupici. Vă mulțumesc și o seară frumoasă. La revedere!